Organizația Salvați Copiii solicită majorarea alocației de stat pentru minori, atenționând asupra procentului ridicat al copiilor din România care sunt expuși la risc de sărăcie și excluziune socială. Alocația de stat pentru copii este un drept universal, consacrat prin Constituție. Pentru ca acest drept constituțional să-și atingă scopul, protecția socială a copiilor și tinerilor, Organizația Salvați Copiii susține mărirea cuantumului alocației de stat pentru copii la suma de 200 de lei pe lună, modificarea propusă printr-un proiect de lege înaintat Senatului României încă din 2014. Ce-ți cumperi din 42 de lei? Păi cam nimic. La ce îi folosești? Păi la abonament, la pachetul pentru școală. Nu ți-ai dori să ai mai mult? Oricine și-ar dori să aibă mai mult. Cam câți bani ți-ar fi de folos ca să zici că înțelegi ceva din ei? Chiar nu știu. Acum în comerț e foarte scump. Bani de abonament foarte puțin se dau de la școală. Abonamentul este din ce în ce mai scump și nu ai ce cumpăra. Poate pe 2 săptămâni să ai pachet la școală, în rest nu poți. O hăinuță, un ghiozdan, un stilou? Un stilou, da, dar haine, nu. Nu se poate. Am trimis președinților comisiilor specializate din Camera Deputaților cererea de a aproba mărirea alocațiilor pentru copii și de a lua în considerare o analiză pe această temă, ținând seama de datele recente ale stării de sărăcie în care trăiesc aproape jumătate din copiii României, precum și de necesitatea respectării consecvente în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice, inclusiv de către guvern sau parlament, a interesului superior al copilului, unul din principiile fundamentale ale dreptului românesc contemporan. Argumentele pe care Salvați Copiii își fundamentează acest apel sunt echitatea alocării financiare destinate copiilor în raport cu alte domenii. Copiii din România sunt mai săraci decât adulții. Corelarea cu indicatorul social de referință este formală. Inechitatea raportării la indicatorul social de referință. La nivel european, alocația se corelează cu salariul minim pe economie. Cuantumul actual al alocației de stat pentru copii nu reflectă respectarea principiului interesului superior al copilului. O pereche de papuși atât. Cam cât ar trebui să fie alocați? Mult, mult. La cât se ridică cheltuielile lunare cu un copil? Cu unul? Da. Cu unul, că... Nu pot să spun cu aproximații, undeva la vreo 10 milioane. Numai cu unul, care este foarte mic. Cu altul care este mai mare, cu mult mai mult. Cam ce ar fi strict necesar pentru un copil? Tot. Tot. Mâncare, papuci, haine, școală, rechizite și așa mai departe. 42 de lei, 2 chele de carne. Atât. Este suficient? Nu. Sigur nu. Ce cumpărați de 42 de lei atât cât este alocația pentru un copil? Foarte puțin. Aproape imposibil este pentru copil asemenea sumă. Reprezentanții fundației susțin că această modificare a alocației de stat trebuie să devină una din prioritățile Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, argumentele în acest sens fiind atât de natură juridică cât și de natură socială. În România sunt peste 3.700.000 de copii, la o populație de aproape 20 de milioane de români. Procentul copiilor expuși la risc de sărăcie și excluziune socială fiind de aproape 50%, pe locul 2 în Uniunea Europeană, după Bulgaria, care înregistrează un procent de 51,5% și la mare distanță de media europeană, de 27,7%.